Dezvăluiri incendiare din sala de judecat. Cum a încercat Cristi Borcea să îi înduplece pe magistrații să le elibereze. Magistrații de la judecătoria sectorului 4 au rămas în pronuncare miercuri pe cererea de eliberare condiționat din închisoare a fostului financator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care execut la penitenciarul Cilava o condamnare de 6 ani sublinierei 4 luni primit în dosarul transferurilor din fotbal. Avocata lui Borcea, Alice Dr. Ghici, a explicat în sala de judecat ce fostul financator al clubului Dinamo îndepline subliniere toate condițiile pentru a fi eliberat condiționat, a peletit prejudiciul reținut în sarcina lui subliniere i-a executat o mare parte din pedeapsa primit, respectiv 4 ani subliniere i 2 luni. Alice Dr. Ghici a spus ce Borcea a câștigat subliniere tiga 385 de zile ca urmare a muncii prestate în penitenciar, a primit recompense sublinierei nu a fost sancționat. Lipsa oricărei sancțiuni în penitenciar înseamnă dorința unui om să se reabiliteze. Doresc să corelez starea medicală cu seteruința în muncă. Înainte de a fi încarcerat, a suferit o operație gravă. Din momentul în care a fost încarcerat, a muncit permanent. Azi, lucrează în regim deschis fără supraveghere. Nu e corect ca un om care a peletit prejudiciul să fie acuzat ce folose subliniere-te de asta countertip. Este un om corect. Al cincul patrim sublinierei în judecat nu au peletit un leu. Privarea de libertate este foarte grea, a mai spus avocata. De cealaltă parte, procurorul de subliniere din a cerut respingerea cererii de eliberare condiționat depus de Borcea, susținând că acesta s-a folosit de împrejurări pentru a încălca legea, iar faptele comise sunt extrem de grave. Regret faptele comise. Îmi pare rău pentru familie sublinierei copii, pentru ce i-am expus la sublinierea ceva, a spus Cristian Borcea, potrivit Ager Press. Borcea a mai făcut o încercare de a ieși sublinierei mai devreme din închisoare, însă în octombrie 2017 tribunalul Ilfovi a respins cererea de eliberare condiționat. În martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani sublinierei 4 luni închisoare în dosarul transferurilor, alături de alți subliniere apte reprezentanți ai fotbalului românesc. Potrivit DNA, faptele se vor subliniere-ite de cei 8 oameni din fotbal au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului sublinierei de peste 10 milioane de dolari în dauna a 4 cluburi de fotbal, o parte dintre banii obținuți din transferuri fiind sepelați prin intermediul unor firme offshore.